1925, pe rata întregului municipiu Constanța. Poliția municipiului Constanța a desfășurat o razie cu efective consistente, razie în cadrul care au fost aplicate aproximativ 240 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 100.000 de lei. Au fost controlate și oprite 600 de autoturisme, reținute 7 permise de conducere, fiind totodată constatate în flagrant 3 infracțiuni. Au fost efectuate 3 percheziții în urma tuturor activităților, fiind conduse la sediu pentru verificări 34 de persoane.